Maria, ai pregătit aici atâtea lucruri faine, dar ce văd aici în fața mea, cred că sunt coverzi clătite, nu? Așa este. Deci aici o să ne prepare un desert, cred, nu? Un meniu tradițional, bănățean, autentic. Așa. Nu se poate încheia decât cu un festin cu clătite adevărate. Adică scoverzi. Am văzut că ai pregătit aici, ai ornat așa de frumos cu felii de mări, cu pisilis. Adică astea, un fel de portocale mai mici, așa. Foarte bune la gust, știu. Sunt și acum delicate. Le umpli cu dulceață de afine. Afine, este făcută da, de la munte, noi. Campanat. Da. Voi ați făcut-o. Da, și are ceva în plus pe lângă suflet. Așa. Noi am adăugat și puțină coajă de lămâie ca să-i dea tenta și ușor crocantă, dar și tenta aromată. Da, și de aromă și de acrișor, să-i aumenteze gustul. Ai ras pur și simplu coajă de lămâie și ai pus în dulceață, da? Am tocat mărunt ca să fie cu bulețul mai intrigant. Da, și să se simtă puțin, da. Exact. O să umplem acum aceste scoverzi, așa frumos. Așa, generos-i. Generos, că totul trebuie să fie tarabostesc. Da, totul e pe bogăție, așa e la bănățeni. Să se vadă bogăția, vorba unui prieten de-al nostru. Da, așa. Perfect. O să folosim așa, două fisalis, ok, bun. Apoi o să facem pic. Așa. Interesant. Deci nu rulăm așa cum suntem noi obișnuiți, da, acasă. Să așezăm și câteva felii proaspete de măr. Perfect. Să luăm, ne ajutăm de o lopățică. Și aranjat-o pur și simplu așa ca un buchețel. Nu-i nimic. Se mai întâmplă. Așa. Ai aranjat-o foarte bine. Acum o să adăugăm elementul surpriză. Am pregătit câteva bețișoare de salvie. Salvie? Da, să adăugăm puțin rumeguș de cireș. Ce e asta? Rumeguș de cireș. N-am știut. Rumeguș de cireș, din lemn, din de, cireș. De cireș. Asta pentru miros. Mă bănuiesc. Da. Aromaterapie, dragilor. Ia uitați cum arată. Imediat am pregătit acolo un șervețel umed. Am văzut că ai pus ceva jos, dar nu știam ce. Deci e un șervețel umed. Iată, avem pregătare. Un șervețel umezit cu un pic de alcool sau spirit, ce aveți la îndemână. Uh-huh. Așa. Unde e fum, e și miros. Nu zic că e căldură, că avem căldură de afară. Aprindem. E așa, da? Ia uite ce flacără frumoasă. Așa. Și ce fain arată când vii cu asta la masă. Sunt convinsă că cei care servesc masa sunt impresionați. Ia uite. Ai pus un mus de ciocolată deasupra, da? Un sirop foarte, foarte light. Din ce sirop ăsta? De ciocolată. De ciocolată. Tupim pulpul. Foarte bine, arată foarte, foarte bine. Și uite așa când vezi asta și când vezi ce frumos arată, păi mai bine să mai mănânci, să mai strigi desenul ăsta. Dar eu o să gust. Am curajul. Te rog. Am curajul ăsta. Astea sunt două bețișoare de ciocolată. Da? Ce, mă uitam așa acolo, le-am văzut și mă gândeam, dar de ce sunt așa de maro? Prima dată am crezut că e vanilie. Vanilia totuși nu e așa de închisă la culoare. Ia să vedem. Ia să gustăm. Până la urmă, nu era meseria asta de degustător. De degustător de vin, n-am fost somelier. Da, n-aș fi așa de încântată, dar degustător pentru bucatele astea minunate. Foarte bun. Nu mă pot abține, n-am simțit încă gustul. Mai încă una, ca să simt mai bine. Și după aceea vă explic și vouă, da? Gustul ăsta, dacă vi-l descriu în cuvinte, nu o să definească foarte bine ce am gustat aici. Trebuie neapărat să gustați ca să înțelegeți, să mă puteți înțelege mai bine. Deja vă spun eu că e foarte bun, că arată extraordinar, că e fantastic, e gustos, dar să nu mă credeți, să veniți să vedeți. Mulțumim, Maria! Cu mare drag! Ești o gazdă minunată! Și am rămas cu ustensilele astea în mână, dar
O să închei filmarea și o să-mi continui eu degustatul. Te rugăm!